Fiți binecuvântați de Domnul toți cei prezenți care, prin harul dat nouă astăzi, suntem prezenți aici cu trupul, ca să ne închinăm înaintea Domnului și Stăpânului nostru, înaintea lui Dumnezeu, în Duh și în adevăr. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Amin. Noi credem că el este prezent aici și ne vede pe fiecare din noi și El așteaptă să ne binecuvinteze pe toți aceia care cu seriozitate și plin de dorința de a sta în prezența Lui, suntem prezenți aici într-o stare de har și de aceea mă rog ca El să binecuvinteze pe fiecare pe Cel care se ridică în numele Domnului să vorbească cuvintele Lui pentru folosul Bisericii, dar în aceeași măsură El să binecuvinteze pe cei care ascultă Cuvântul Sfânt și pe toți să ne binecuvinteze Dumnezeu la acțiunea împlinirii Lui în viețile noastre. Amin! Conștienți de toate lucrurile acestea, vă invit să ne ridicăm și să citim cuvântul care să ne slujească în dimineața aceasta pentru învățătură, pentru hrană spirituală, pentru ființa noastră lăuntrică, ca să putem trăi în neprihănirea pe care trebuie să o avem înaintea Lui. Citim cuvântul Sfânt scris în Evanghelia după Marcu, la capitolul 13, începând de la versetul 14 în jos, până la versetul 31, citim cuvântul Domnului. Când veți vedea urăciunea pustirii, stând acolo unde nu se cade să fie, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare și să nu intre în casă ca să-și ia ceva din ea. Și cine va fi la câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da piept în zilele acelea. Rugați-vă ca lucrurile acestea să nu se întâmple iarna. Pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și cum nici nu va mai fi vreodată! Și dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa, dar le-a scurtat din pricina celor aleși. Dacă vă zice cineva atunci, iată, Hristosul este aici sau iată-L acolo, să nu-L credeți, căci se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși. Ei vor face semne și minuni ca să înșele, dacă ar fi cu putință, și pe cei aleși. Păziți-vă! Iată că vi le-am spus toate dinainte. Dar în zilele acelea, după necazul acela, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. Atunci se va arăta fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Atunci va trimite pe ingerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi de la marginea pământului și până la marginea cerului. Luați învățătură de la smochin prin pilda lui. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Continuăm învățătura noastră din Evanghelia după Marcu. Duminica trecută s-a citit prima parte a capitolului 13 și am rămas încă din predica rostită aici în fața dumneavoastră duminica trecută cu un verset care mi s-a întâmpărit în minte din prima parte a capitolului 13 și anume... Versetul 4. Spune-ne, întreabă ucenicii, pe Mântuitorul, care era pe Muntele Măsăninilor, în fața Ierusalimului și ucenicii îi arăta splendorile arhitectonice ale Ierusalimului și în special edificiul Templului, care era o mândrie pentru națiunea lui Israel. Și ucenicii, după ce Domnul Isus le spune cum se vor sfârși. Toate cele ce se înfățișează înaintea lor, ei sunt puțin nedumeriți și îl întreabă pe învățătorul, versetul 4, capitolul 13. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor întâmpla toate aceste lucruri. Adică, dau întrebări. Când? În ce vreme? Și prin ce semne vom deosebi, vom identifica vremea respectivă. Acum învățătura pentru noi în dimineața aceasta este în ultima parte a textului citit. Adică luați învățătură de la smokin. Dar dacă noi nu vom distinge vremea și semnele și despre ce este vorba, în textul acesta, care este exact rostirea cuvintelor lui Isus Hristos Mântuitorul nostru, sunt cuvintele lui, noi nu vom putea avea o concluzie și precisă, și în același timp să nu fim duși încoace și încolo de o învățătură care nu este bine fondată în cuvântul lui Dumnezeu, ca să poată lua în priceperea noastră omenească o așezare corectă care să ne dea tărie în viața noastră de neprihănire în așteptarea lui Hristos. Așadar, haideți să vedem despre ce vreme vorbește Domnul Iisus pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului, pe mine cel puțin citind Biblia, mă fascinează muntele acesta. Este muntele pe care Domnul Iisus rostește ultima predică în fața ucenicilor, este muntele înălțării la cer a Domnului Iisus înviat în trup, ultima înfățișare a lui Hristos înviat din morți în fața ucenicilor, Patele Apostolilor, capitolul 1, Versetul 8 9 10 în jos l-au privit cu pe când îl priveau. El s-a înălțat dinaintea lor. Și acolo au apărut doi bărbați îmbrăcați în al și le-a spus: „De ce stați? Și vă uitați la acest Isus? Nu s-a înălțat din fața privirilor voastre. El vine înapoi.” În același fel și specificat acolo clar, în același fel, cum l-ați văzut înălțându-se. Acum, ucenicii în fața cărora Domnul Iisus rostește cuvintele acestea, trebuie să luăm în considerare că ei erau evrei. Ei așteptau o împărăție și un împărat. Nu-i de mirare faptul că în ultima înfățișare, cum spuneam înaintea ucenicilor, înainte de înălțarea la cer, ucenicii tot asta aveau un cap. Spune-ne, în vremea aceasta, până acum tot, s-au petrecut evenimente și n-am văzut rezultatul. Dar acum te întrebăm, învățătorule, acum ai de gând să așezi în împărăția lui Israel? Și Domnul Iisus le spune altceva, nici acum. Și nu numai atât, nici măcar nu-i treaba voastră, toate aceasta le-a păstrat Tatăl în cunoștința lui, ci voi aveți o altă misiune. Voi trimite Duhul Sfânt, veți îmbrăcați în putere, și prin lucrarea pe care voi trebuie să o faceți sub ungerea Duhului Sfânt aici pe pământ. Trebuie să se întâmple un eveniment, nașterea Bisericii. Mai întâi de a fi Domnul Domnilor și Împăratul Împăratului, el trebuie să fie mirele ceresc. Și dacă e mire, trebuie să aibă o mireasă. Și mireasa lui este aici, pe pământ, biserica lui, binecuvântată, prin nașterea, prin Duhul Sfânt, cea care așteaptă pe mirele. Ca să ajungem la învățătura aceasta, cum spuneam, haideți să identificăm din scripturi și din Vechiul Testament și, și din Noul Testament despre ce vreme vorbea Domnul Isus. Pentru că, așa cum spuneam, din prima parte, din versetul 4, din capitolul 13, se disting două întrebări. Când, adică în ce vreme se vor întâmpla toate acestea? Cartea Profetului Daniel, cu care începe citirea noastră, în versetul 9, în capitolul 9, versetul... 27 spun, spune cuvântul Domnului în felul următor. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jerfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Dacă ați fost atenți la citirea acestui text, este o vreme când cineva, o persoană, va face sub guvernarea ei și a celor cu care guvernează un legământ cu mulți și în legământul acesta va fi înșelat Israelul ca popor, ca națiune să intre în legământul acesta. Ori este primul element care pe noi ne edifică asupra faptului că în textul acesta este vorba de Israel. Pentru că, așa cum spuneam în cuvântul de introducere, biserica născută prin Duhul Sfânt, ea este într-un legământ și legământul ei este cu mirele ceresc prin sângele jerfei. Ori a face un alt legământ timp de o vreme cu cineva nu înseamnă decât necredincioșie și lepădare de Hristos. Iată că este vorba de altcineva. Mai în sus, de la versetul 26 în jos, e cuprins în versetul 26 un segment de istorie de mii de ani, adică după aceste 60, versetul 26, după aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit, adică Hristosul cel întrupat pe pământ și nu va mai avea nimic. Poporul, unui domn se va, care va veni va nimici cetatea și Sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este și acum, este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustirile. Adică din vremea lui Hristos a început asupra lui Israel un fel de opresiune, Ierusalimul a fost nimicit, Templul a fost nimicit, dar versetul 26, ultima parte, scrie așa: Este hotărât războiul acesta va ține până la sfârșit. De atunci, din vremea aceea, de la distrugerea Ierusalimului, vremea aceea, ca zonă geografică, a cunoscut vreodată pacea frații mei. Nici odată, ba mai mult în zilele noastre, neliniștea și amenințarea războiului sunt mai puternice ca oricând după cuvântul lui Isus, Veți auzi de războaie, de vești de războaie, un neam se va scula împotriva altui neam, se vor da la moarte unii pe alți, lepădare de credință, iată semne care le vedem noi într-o realitate care nu ne poate înșela nimic în zilele noastre. Adică vine unul care pe aripa urciunilor mă merge în fața lui Israel și va spune uitați-vă la istoria voastră, ala pe care voi toți îl așteptați să instaureze împărăția și să fie împăratul vostru, nu numai că n-a venit, nici o zi de pace nu va da niciodată, Război este hotărât, am citit aici, războiul va ține până la sfârșit. Va ține până la sfârșit. Și acum vin eu, omul fără de lege. Uite, eu vă demonstrez, vă rezidez și templu, vă dau și pacea, dar intrați în legământ cu mine, dar îl detronez pe Dumnezeul vostru, pe Domnul vostru și împăratul vostru pe care îl așteptați. Mă pun eu pe tronul din templu, pe scaunul din templu, eu sunt Dumnezeu și vă închinați mie. Iată vremea și iată semnele. Dar până când semnele acestea să ajungă, pentru că în versetul 4 din capitolul 13 din Evanghelia după Marcu spune așa și semnele când se vor împlini toate acestea. Apostolul Pavel, în 2 Tesaloniceni, în capitolul 2, spune acolo la un moment dat căci taina fără de legii a și început să lucreze, ea a început atunci și și-a continuat lucrarea tainei fără de legii de-a lungul istoriei până în zilele noastre. Sunt lucruri care s-au petrecut sub ochii noștri. Generația noastră asistă, după cum vom vedea, la unele din evenimentele pe care Domnul Isus, în cuvântul lui, le descrie aici, dar urmează ca ele să se împlinească. Care vor fi semnele care ne vor arăta că lucrurile acestea se vor întâmpla, întreabă ucenicii. Apoi, Aici cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre o vreme de necaz, pentru că în zilele acelea, versetul 19, va fi un necaz așa de mare cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și cum nu va mai fi vreodată. Cuvântul zilele acelea este repetat în, cuvânt, în textul citit în dimineața aceasta de trei ori. Versetul 17. Vai de femeile că vor fi însărcinate și de cele ce vor da piept în zilele acelea. Apoi, necazul din zilele acelea. Apoi, în versetul 20. Dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, care sunt zilele acelea? Și despre ce necaz este vorba acolo? Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu aici, și ați ascultat citirea, că este vorba de un necaz absolut specific. N-a fost niciodată de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu și nici nu va mai fi după aceea. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Profetului Ieremia, în capitolul 30, versetul 7, vorbind despre lucrurile acestea. Vai, că ziua aceea este mare. Nici una n-a fost ca ea. Deci de la început și până la sfârșit. Ziua, vai că ziua aceea este mare, n-a fost nici una n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov. Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. Iată că înțelegem din cuvintele lui Dumnezeu, din cele scrise în text și din profețiile Vechiului Testament, că este vorba de un necaz din o anumită perioadă și se referă la poporul Israel. Dar aș vrea să mai citesc un text, tot din Vechiul Testament, din Cartea lui Zaharia, de data aceasta, în capitolul 14, tot capitolul 14 a lui Zaharia este o prorocie despre venirea lui Hristos în împărăția lui, care, după ce vom vedea evenimentele, cum se succede ele din Scriptură, va veni ca să instaureze împărăția lui aici, pe pământ, și va domni ca Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților Ierusalim. Versetul 5 din Zaharia 14 spune în felul următor. Veți fuzi atunci în Valea Munților Mei, căci valea dintre munți se va întinde până la Ațel și veți fugi cum ați fugit de cu cutremurul de pământ de vremea lui Ozia, împăratului Iuda, și atunci va veni Domnul Dumnezeul meu și toți Sfinții Lui împreună cu el. Așadar, din nou, e vorba de o vale din niște munți, de un loc unde va reveni Domnul împreună cu toți Sfinții Lui, și atunci, din marele necaz al lui Iacov, însuși Hristos cu prezența lui îl va scăpa pe Iacov, pe Israel, din necazul acela. Noi trebuie să înțelegem un lucru. Trăim niște vremuri foarte semnificative din punct de vedere a sfârșitului. Și biserica va avea o vreme de încercare, de cernire, de necaz. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10, și 11 ne avertizează, tot în direcția aceasta. Dar versetele 10 și 11 din Apocalipsa 3 se referă de data aceasta la Biserică, nu la poporul Israel. Și eu citesc doar din memorie: Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, iată te păzesc și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Și versetul 11 spune, eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cu una. Adică păstrează, trăim o vreme de încercare și cred că e doar începutul ei. Urmează să vină și peste noi, și peste biserică, o încercare și cernerea. Dar în vremea aceasta de încercare, pentru noi, o singură specificație. Ce ai? Ai credința într-un Hristos care te mântuiește, care la trâmbița Lui va învia morții, iar cei vii vor fi schimbați la clipeala ocului ca să-L întâmpinăm de data aceasta. Ne ducem noi la El în locul pregătit. Mă duc să vă pregătesc un loc pentru acolo unde sunt eu să fiți și voi cu mine. Deci, păstrează ce ai, ca nimeni să nu ți ia ununa. Haideți să ne ducem acum. Deși am prefațat deja câteva evenimente, câteva semne care certifică vremea sfârșitului. Am vorbit despre urăciunea pustierii care, hai să vedem prin ce se manifestă ea. Am pomenit deja textul din 2 Tesaloniceni, din capitolul 2, versetul 4. cul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrenic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Și apoi, cum se va arăta el? Care vor fi semnele prin care îl voi identifica? Cel puțin generația care va trăi, nu avem certitudinea că noi vom trăi până atunci. Versetul 9 din 2 Tesalonice, în capitolul 2. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea perzerii, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Iată scopul să înșele, să creeze un fals atât de autentic, adică aproape de autentic. Autentic este doar Dumnezeu și Isus Hristos, Cel pe care l-a trimis El ca să ne mântuiască. Dar satana va încerca, prin omul fără de ligii, prin prorocul mincinos, prin domnia fiarei asupra omenirii pe pământ, să creeze evenimente și să facă tot felul de minuni prin puterile satanei, ca oamenii neavizați, care n-au primit în Duhul lor prezența lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, să fie înșelați. Și dacă se poate chiar și pe aceia aleși. Uitați-vă ce semne. Uitați-vă, Israel, ca națiune, ca popor, eu v-am dat pacea, nu v-a dat-o Dumnezeul vostru, intrați în legământ cu mine. Israel este poporul ales al lui Dumnezeu să înșele, dacă se poate, și pe cei aleși. Apoi, alte semne care se vor manifesta în vremea aceea. Noi trebuie să avem în memoria noastră că atunci când s-a născut Hristos, tot cosmosul acesta a fost pus în mișcare. Când a înviat Hristos, a fost cu tremur de pământ. Când a fost răstignit și și-a dat Duhul Hristos, un întuneric s-a așezat peste toată țara. Apoi, când va reveni Hristos, vor fi semne care vor fi vizibile, perceptibile pentru orice om care va trăi în vremea aceea. Semne care nu vor purta în ele confuzie sau lucruri care să ne aducă incertitudine spune Luca în capitolul 17 că așa va fi ziua Domnului ca un fulger care se va rata de la o margine până la cealaltă margine a pământului. Și prorocul Zaharia din nou îl citez pe Zaharia din capitolul 14, el în capitolul 14 Zaharia are uh, uh, foarte specific lucrurile privitoare la venirea Împărăției Lui Dumnezeu și spune așa Zaharia în capitolul 14, versetul 6 și 7. În ziua aceea nu va fi lumină, stelele strălucitoare se vor ascunde, va fi o zi deosebită cunoscută de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta lumina. Și Textul citit în dimineața aceasta vine să ne aducă confirmarea prorociei lui Zaharia, versetul 24. Dar în zilele acelea, după cazul acela, soarele se va întuneca, luna nu și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. Iată prorocia din Vechiul Testament și iată Domnul sus vorbește despre împlinirea ei ca semn al vremurilor că el este aproape. Apoi, mergem mai jos cu învățătura din textul acesta, pentru că am identificat vremea despre care este vorba, vremea necazului care se referă la poporul Israel, am identificat și cu privire la noi că va fi o vreme de necaz, de încercare peste toată lumea și noi ce avem de făcut atunci. Am văzut semnele care însoțesc împlinirea a tot ce a spus Domnul Isus. să vedem ce se întâmplă după toate acestea. Versetul 26 și 27. Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Atunci va trimite pe îngerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi de la marginea pământului și până la marginea mării. Frații mei, Haideți să raportăm textul acesta, aceste două versete la o realitate. La ora actuală, Israel, deși este constituit într-un stat politic administrativ în Palestina, el are încă comunități evreiești și în special... În țările bine dezvoltate, până și aici, în Australia, în cele mai bogate zone ale melbourne sunt comunități evreiești. Eu cunosc familii personal, unele venind chiar din zona Clujului, din copilărie, și am intrat într-o anumită interacțiune cu ei. Ei, deocamdată, n-au de gând să părăsească zona aceasta, foarte uh, propice pentru afacerile lor și pentru viața lor pământească. Dar vine Domnul sus în împărăția Lui și trimite ingerii să aducă adunații din toate cele patru vânturi de la marginea aceasta a pământului și până la marginea cerului și spuneți-le, a venit Domnul lor și împăratul lor și împărățește asupra tuturor neamurilor de la Ierusalim și ei vin să nu confundăm cuvântul acesta cu cuvântul care vorbește despre învierea morților, despre schimbarea celor care vor fi găsiți în viață și care vor întâmpina pe Domnul în văzduh. Este vorba, Domnul Iisus aici vorbește de două lucruri distincte și în versetul citit, prima dată, versetul 14, Domnul Iisus ne și avertizează. Când vorbim despre taina fără de lege, când vorbim despre vremurile acestea, cine citește să înțeleagă? Doamne, călăuzește-ne prin Duhul Tău la înțelegerea cuvântului tău. Pentru că este imposibil, când este vorba de evenimente care vizează existența noastră ca și credincioși în mântuirea lui Hristos, este imposibil ca același Duh al lui Dumnezeu pe unii să-i călăuzească într-o direcție și pe unii în altă direcție. Este un nonconformism care în Dumnezeu nu există. În Dumnezeu și în cuvântul Lui este armonie și aceeași armonie a înțelegerii și a practicării în neprihănire, în viață neprihănită a tuturor credincioșilor se exercită doar sub lumina Duhului Sfânt. Și eu mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la toate lucrurile acestea. Vine deci o vreme și vorbește din nou Ieremia în capitolul 31, de data aceasta, versetul 23, despre vremea aceea când Domnul Iisus va veni ca să domnească la Ierusalim. Când toți aleșii lui se vor aduna acolo. Așa, Ieremia 31 cu 23, așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Iată ce se va zice iarăși în țara lui Iuda, deci e vorba de țara lui Iuda și în cetățile sale, când voi aduce înapoi pe prinșilor de război. Domnul să te binecuvinteze, locaș al neprihănirii și din nou munte sfânt, acela pe care va reveni Domnul. Iată cuvântul lui Dumnezeu. Frații mei, cunoscând toate lucrurile acestea, hai să ne apropiem de o concluzie. Ce învățăm noi? Pentru că titlul pus de împrejurările cuvântului, să învățăm pilda de la Smokin? Ce învățăm noi de la Smokin? Cred că e ușor de înțeles că Smokinul acesta îl reprezintă pe, pe Israel. Și noi am citit aici că nu va trece, și sunt cuvintele lui Iisus, adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta de oameni până când se vor întâmpla toate lucrurile acestea pe care noi le-am citit acum. Și atunci, dacă așa stau lucrurile, despre ce e vorba acolo? Pentru că Domnul Iisus a vorbit într-un anume timp și ucenicilor care sunt așezați la ora aceasta în țărâna Pământului. Oare, cum să interpretăm noi cuvântul acesta care spune luați învățăturile de la Zmochim prin pilda lui, când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa versetul 29, când veți vedea aceste lucruri, întâmplându-se să știți că fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. În sunt nevoit să fac și eu lucruri care le auziți repetate, deși mie nu chiar sunt comode pentru mine, pentru că eu cred în cuvântul tradus în limba în care Dumnezeu m-a binecuvântat cu mântuirea. Dar se pare că în traducerea aceasta, când e vorba de neamul acesta, e vorba fie de... pot fi două situații, fie de o generație de oameni, într-un anume segment istoric. Adică o generație de oameni care asistă la niște evenimente din punct de vedere istoric, care ne pun în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Adică uitați-vă și vedeți cum se împlinesc. Ochii pe Israel, ochii pe Israel, un stat mic, minuscul, în Orientul apropiat. Nu vă luați ochii de pe el. Este un reper. Iată că Domnul Iisus în cuvântul acesta le dă ucenicilor și nouă astăzi în ultimele învățături care le-au avut trăind în trup pe pământ, nu ne-au lăsat în necunoștință de vremurile pe care le trăim. Stați cu ochii pe, pe Israel, pe Măslin, uitați-vă, este reperul la care să vă raportați. Și dacă așa stau lucrurile, asistăm la file ale istoriei care se te ridică și trec. Azi a fost prezent și devin trecut. Adică ele intră în acțiune sau perdeaua a istoriei, tot se deschide câte o perdea, câte o cortină în fața privirilor noastre. Și atunci, ce învățăm noi de aici? Pentru că e important pentru noi, dacă cuvântul lui Dumnezeu rostit de însă și Iisus Hristos, să știți că venirea Domnului este aproape, este chiar la ușă. Atunci, noi ca biserică, ce învățăm de aici? Fiți cu ochii pe Israel, că dacă Hristosul este chiar la ușa să vină în împărăția Lui. Înseamnă că voi sunteți înainte cu un pas de evenimentul acesta. Mare atenție! Că aici putem fi înșelați de vremuri. De aia Domnul sus ne spune, fiți cu ochii pe Israel, uitați-vă și învățați, luați pildă de la el. Aș vrea în scurte cuvinte ca să fie așezată învățătura aceasta bine în mintea noastră, să ne uităm la câteva file din istorie. Este vorba de frăgezirea mlădițelor măslinului. După 1700 și ceva de ani, este prima licărire a ramurilor măslinului și anume, în anul 1791, cel care a detronat monarhia franceză a lui Ludovic al XVI-lea, Napoleon Bonaparte, pentru cei 70 de mii de evrei care locuiau în Franța, le dă drepturi egale cu a tuturor francezilor, sub îndrumarea unui om care a cunoscut comunitatea evreiască și îl lămurește pe Napoleon. Auzi, oamenii aceștia nu vor fi împotriva Revoluției, cum crezi tu. Pune-le niște întrebări și le pune un set de 12 întrebări din domeniul familiei, din domeniul religios și din domeniul cum se raportează ei la stat. Evreii aceștia, printr-un rabin al lor, cer un timp de nevoie, câteva zile să ne gândim. Întrebările păreau absolut banale. Oamenii aceștia, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, îi dau niște răspunsuri care îl, iube, îl uimesc pe omul acesta și le dă drepturi. Apoi, în anul 1881, în România de data aceasta la Focșani, este primul congres ionist, dar a asociațiilor evrești din România, nu internaționale, în care cei prezenți acolo dau o soluție. Soluția pentru Israel este întorcerea în Palestina, în pământul făgăduinței noastre. Nu avem altă soluție a existenței noastre pe pământ. Apoi, în 1897, la Bazel, în Elveția, într-o sală din, din centrul orașului Bazel, primul congres sionist, de data aceasta, internațional, sub uh, uh, conducerea acelui președinte uh, a lor din uh, vremea aceea, uh, îmi scap acum numele Hertz, îl chema născut la Budapesta și acolo o să pun, deja de data aceasta, existența unui stat Israel protejat de legile internaționale în teritoriul făgăduit. Apoi, aș vrea să închei evenimentele aceste istorice care ne arată cum Dumnezeu a lucrat de-a lungul istoriei și cum a făcut ca să se miște anumite lucruri pentru ca lucrurile să poată să se întâmple și să intre în, în ființă. Și aș vrea să citesc repede un cuvânt din Ezechiel 37, mâna Domnului, Ezechiel 37, 1,5, mâna Domnului va veni peste mine. Și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele de jur în prejur, și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis, Fiul Omului, vor putea oare oasele acestea să învie? Eu am răspuns, Domne Dumnezeule, tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Iată generația istorică care am asistat la toate evenimentele acestea. Luați cuvântul lui Dumnezeu, care în dimineața aceasta, din rosirea lui Iisus Hristos, s-a citit în auzul dumneavoastră și puneți-l vis-a-vis de toate aceste evenimente istorice și vedeți cum potrivește. Și apoi vine profetul Isaia, în capitolul 66, versetul 8, uimit de ce arată Dumnezeu și pune patru întrebări. Isaia 66 cu 8. Cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Se poate naște oare o țară într-o zi? Se naște un neam așa dintr-o dată? Partul întrebări. Și apoi răspunsul. Abia a apucat-o muncile și fica Sionului și a și născut fiii. Un nou personaj istoric Mișcat de Duhul Domnului ca să învieze Israel, a fost David Ben Gurion, care, el avea ideea formării statului și cei cu care se dea de vorbă, zice, ideile tale sunt, zice, absolut năstrușnice, ele nu pot fi puse în practică. Sunt depășite de realitate. Și el răspunde așa. Dacă faci parte din Israel și vrei să fii realist. Trebuie să crezi în miracole. Așa a spus omul acesta. Cine l-a făcut să spună lucrul acesta? Cine a spus, prorocește oaselor acestea, care sunt foarte uscate și sunt foarte multe? Și ele vor învia. În 15 mai 1948, mandatul britanic în Palestina se termina. Și el, forțat, mânat de Dumnezeu, cu zi înainte, semnează și formulează declarația de înființare a statului Israel. Și din nou satana să lupte, să încurce lucrurile. Liderii religioși nu vor să semneze declarația de înființare a lui Israel, ca măzlinul să înfrunzească, să prindă viață. De ce? Nu era menționat în declarație numele lui Dumnezeu. Ce a ce? de cealaltă parte? Liderii politici, dacă e Dumnezeu acolo, noi nu semnăm. Cozi înainte, și vine omul acesta, mânat de Duhul Domnului, și înlocuiește formula cu următorul cuvânt: cu încredere în stânca lui Israel. Și i-a mulțumit pe toți. Și Israel astăzi există. Și acum noi ne uităm la El. Nu vă luați ochii de pe Israel. Nu vă luați ochii de pe Israel. Pentru că trebuie să întâmple înainte de lucrurile acestea un eveniment care să nu vă surprindă și ascultați aici cel mai bine descris evenimentul acesta pe care nu-l așteptăm ca biserică și privind prin perdeaua timpul a istoriei spre Israel și nu ne luăm ochii de la el, trebuie să întâmple următorul lucru. Isaia, Apocalipsa 19 cu 8 este vorba de biserică. Citesc, numai versetul, nu și antetextul care ne explică. Și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, slujitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale fi Sfinților. Dar mai înainte, versetul 7, totuși, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta melului, soția lui s-a pregătit. Nunta melului mai înainte. Și apoi ce urmează după nunta lui? M-am dus să vă pregătesc un loc, să vă duc în o daie de nuntă tatălui meu. Eu sunt mirele, voi sunteți în legământ, voi nu faceți alte legământe aici pe pământ. Rămâneți în legământul Domnului, la cina Domnului sărbăm lucrul acesta. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu din același Apocalipsa 19, finalul. Apoi am văzut cerul descris și iată că s-a arătat un cal alb, cel ce stătea pe el se cheamă cel credincios, cel adevărat. El judecă și să luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca parafocului. Capul îl aveam cununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu cel întrupat aici, între noi pe pământ. Oștile din ceruri urmau călare pe care albi îmbrăcate cu insubțire și curat. Cine era îmbrăcat? Cine îl urmează pe Hristos îmbrăcat în insubțire și curat? Biserica, frații mei, din gura lui ieșea o sabie scuțită ca să lovească neamurile cu, uh, uh, cu, un toiac de fer și va călca cu picioarele teascului vinului mâniei ei aprinse a tot puternicului Dumnezeu. Pe haină și pe copse avea scris numele acesta, împăratul împăraților și domnul domnilor de data aceasta. Ori, dacă în cer este nunta melului. mireasa este acolo, nu este nuntă fără mireasă și fără mire. Și apoi, după nuntă, își lasă mirele o mie de ani, mireasa nu știu unde, nevasta melului ca să vină să domnească o mie de ani pe pământ. Nu, frații mei! Noi suntem biserica lui Hristos, priviți la Israel, nu vă luați ochii de pe el, că zilele care noi le trăim sunt în generația care nu va trece până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Și încheie versetul 31 din dimineața aceasta, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu trec până nu se împlinesc. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să fim atenți, să nu ne luăm ochii de pe evenimente și viața noastră în vremea aceasta să fie una sfântă, curată și neprihănită înaintea lui Dumnezeu. Doamne binecuvintează ne pe toți. Amin.